Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit, mulțumesc noilor membri ai canalului, indiferent că sunt juniori, tineret, seniori sau old boys, abonaților, o să vorbim și de unul care să crede oficial și îi îngheață placa în gură, dar sunt și de ăștia și voi știți că ăștia sunt buni, am zis că nu le mai răspund, dar ăsta e campionul săptămânii, să crede și oficial, un susținător al băiatului care se numește Fără Păr, marelui, acestui monstru sacru al muzicii internaționale și are mulți adepți, ăștia ca profesorul ăla, cum era Bivolaru sau cine era ăla, fel și fel de ăștia care, dar fiecare e bine că fiecare cu susținătorii lui. Și e bine că ăsta celebru ăsta are suficient de mulți analfabeți care iau apărarea, care ne încearcă să ne spună, să ne zică, să ne facă să iubim vorbele puse pe muzică și așa mai departe. Vorba și proverbului sau vorba proverbului, nu te poți căca în gustul prostului. Și atunci, bă, asta e, fiecare cu gusturile lui, oficialule, să ai grijă. Ce ai zis acolo, mesaj să nu-ți înghețe între plăcuțe și între buzițe. Chiar aveam niște buzițe aici, vreau să ți le arăt că poate faci o papa la cioacă, că tot spuneai tu ce poți să faci acolo, ne tot spuneai. Și na, trebuie să faci ce-ți place până la urmă, că na, dacă ție asta îți place, să fii sănătos și să o ai în poftă. Vedem că sunt din ce în ce mai cazurile astea de mari fotbaliști pe care îi duc tăticii de la o echipă la alta și e îmbucurător pentru că eu am mai spus-o, este îmbucurător de ce? Pentru că e mare diferență între educație, cei 7 ani de acasă și educația sportivă. Iar în general copiii ăștia care se trag din familii de foști sportivi au educația sportivă. Educația sportivă, adică ei văd ce sacrificii fac părinții sau unul dintre părinți, văd ce mănâncă ăla, cum se odihnește, cum se pregătește suplimentar și sunt familiarizați cu o viață de sportivi de performanță. Dar problema care și vedem acum cel mai nou transfer, pardon, mă scuzați, cel mai nou transfer al celor de la FC Voluntari, după ce transferă 1-2 jucători de perspectivă și restul piloși. Adică transferă o echipă de primă divizie, transferă pe nepotul lui Dragomir, al oracolului de la Bălăcești. Aceeași echipă, voluntariu, azi îl transferă pe fiul lui Gică Popescu. Păi ok, și idolul a milioane de români, capitanul Barcelonei, un atât de imens fotbalist, ne tot vorbește de vreo 5 ani despre principii, despre performanță, despre sacrificii, despre cât de bun este copilul. A fost bun copilul, poate pentru Gică Popescu. Vă dați seama cât acum, Doamne ajută să ajungă la nivelul tatălui lui, acest copil celebru, dar când ești la echipa unde tatăl tău este președinte și cel mai bun și cumnatul, da? Deci un membru al familiei este antrenor și tu nu poți să joci, adică joci pe la juniori, bă, e o problemă. Când iese tăticul și spune, domne, punând presiune pe cumnat și pe antrenor, tăticul fiind și președinte acolo, domne, eu am vorbit cu Gică, nu putem să ne certăm și aia, dar îl duc în altă parte. Și Gica a avut trei genii la Academie, Băluță, Ianis și cu copilul meu. Păi, să mă ierte Dumnezeu, eu v-am mai spus, pentru mine Gică Popescu, Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu, oamenii ăștia din foști ăștia mari, imensi fotbaliști, sunt niște icoane. V-am mai povestit că eu m-am dus acasă la Hagi și vorbeam cu domnul Hagi și îmi zicea, bă, piticule, ești nebun, ce mă, domn? Și am zis, bă, zim Gică.
Bă, nu venea peste mână, așa cum să-i zic eu lui marele Gică Hagi, care, bă, eu când juca Hagi mă ridicam în picioare, eram copil și mă ridicam în sufragerie. Că o să mă iau ăștia acum, bă, țărane, zi sufragerie, păi știați voi de living, bă, analfabeților pe vremea lui Ceaușescu. Aveați abar de living room. Sufragerie și sufragerie și acum living room e în Anglia. La noi e încă de bara. E sufragerie, dormitor, n-avem cu bedroom, bathroom, be căcat să ne bată. E sufragerie. Păi mă ridicam în picioare în sufragerie și stăteam drept la imn și puneam mâna la inimă ca Hagi. Păi și cum să-i zic eu lui Hagi? Gică, băi Gică, că v-am povestit, m-a sunat acum 2 ani, dacă nu mă înșel, chiar pe 31 decembrie să vorbim un lucru. Și, bă, unde ești? Eram la mall. Niște haine la curățat și niște ultime cumpărături și mi-a, bă, dacă ești în București și ai timp, vino acum la mine să discutăm, că uite, sunt și eu acasă, sunt mai liber. Și până să vină soția de la cumpărături, a fost doar Hagi. Și acum, uite, parcă îmi vine așa peste mână să-i zic Hagi. Mi se pare aiurea ca eu să-i zic lui marele Gică Hagi să vorbesc cu el la perto, așa, chiar dacă nu mă aude. Și cea mai bună cafea din viața mea, v-am mai povestit, cea mai bună cafea din viața mea a fost făcută de Gheorghe Hagi. Păi aș fi luat cana aia să o pun în vitrina, ca să zic, bă, asta e cana în care mie mi-a făcut cafea și am băut din ea Gică Hagi. Păi putea să-mi pună în cana aia și motorină. Laptele să fie împuțit, zahărul expirat, cafeaua proastă, păi ce naiba, păstram ceașca și înghiceam în ea, că e de la marele Gheorghe Hagi. Și ne spune, la fel și Gică Popescu, și Ilie Dumitrescu, Răduciu, bă, oamenii ăștia care au fost modele, au fost și mari fotbaliști, și cu carieră după ce au terminat-o cu fotbalul și așa mai departe. Bă, și ne spunea Gică Popescu, eu mă aduc aminte tot tânăr fiind, nu că acum aș fi bătrână, mai tânăr ca acum. Și ne spunea cu principii de viață, cu domne, că eu anunț acasă și dacă nu-i gata soția și cu aia, dar la mine nu poate să întârzie și punctualitatea și ne spuneau toate lucrurile astea care ulterior s-au dovedit să nu fie chiar atât de cum le povestea. După aceea, că nu suntem idioți, adică mie asta nu, asta e ce mă deranjează cel mai mult, cum zicea și marele cântăreț ăla, cântă unde zic ăștia, în Anglia, cântă pe Wembley, cântă pe Imaș, la Dârza și așa mai departe. Bă, nu poți așa să... Mai că ok, vorbești bine, e frumos, ai costum, ai cravată, bă, dar nu toți sunt dobitoci. Ai că, domne, au fost trei mari genii la Academie și, păi, Hagi n-avea interes să-l bage pe ce, dacă ăla e cumnată, e rudă cu el, să-l forțeze un pic. A fost liniște un pic, a fost copilul selecționat referitor la discuțiile cu Federația Română de Fotbal și urmăriți să vedeți. Faceți o retrospectivă așa și căutați. A fost liniște și ori n-a mai zis nimic, ori a zis de bine. Exact cât a fost înainte de campionatul european, că trebuia copilul să fie selecționat. În momentul când copilul a fost selecționat și n-a jucat, s-a jucat puțin și vă rog să căutați, că eu am și datele astea, dar copilul n-are nicio vină și o să mă abțin să le divulg. Dar căutați voi. Căutați că sunt site-uri de astea de statistică, de analize și vedeți parametrii care a avut copilul când a jucat titular și a fost schimbat. Și mai se vorbește așa prin lumea fotbalului că pe datele înregistrate cu sistemul Catapult, da, care e cu un GPS, cu de măsoară, distanța alergată, ritmul, sprint, lansat, 2 pe 4, e singurul jucător la meciul respectiv din echipa națională a României care n-a făcut niciun sprint. Mai că asta spun oamenii de acolo și aia nu spun eu. Și mai că omul care, băi, un era sau este sau bă, vorbește atât de bine, atât de un capitanul echipei la Barcelona, ne vorbește despre principii, despre acceptă să tacă din gură
o perioadă ca să fie copilul selecționat. Când nu mai joacă copilul, să termină campionatul european sau când următorul meci nu e titular, începe iar și vorbește. Adică mie sunt astea niște lucruri care nu-mi plac. Mă, dacă ești drept, fii de la cap la coadă. Dacă nu ești drept, fii așa cum ești, că e normal, e omenește, e firește, e cum vreți voi, bă, că să-ți ajuți copilul, indiferent că e el pele sau nu e pele. Bă, îl ajuți, că e copilul tău, îl susții. Iar copilul ăsta este un copil susținut. Păi ce recomanda pe acest copil cu meciuri la juniori, numai la juniori, 98% din timp, să fie selecționat la echipa națională a României pentru campionatul european? Ce recomandă pe nepotul lui Dragomir, care joacă numai la copii și l-au debutat ăia de rușine că se ducea pe acolo, pe la antrenamente și lăuda pe Miță, Iosif și pe mai avea puțin și le făcea statuie la ăia de la Rapid, poate, așa, ajunge la fece voluntari în prima divizie. Bă, adică tot zicem că și ne dăm cu pumnii în cap, ne căcăm pe noi, pe românește, domne, să se schimbe mentalitatea, uite ăștia care au venit de afară, uite că, păi, și-au venit de afară și, bă, repet, este normal, e omenește, e firesc, e cum vreți voi, nu e de condamnat că ți-a ajuns propriul copil, dar măcar taci din gură, adică nu crede că toată lumea e dobitoacă, că așa și bă, ajunge nepotul lui Dragomir la voluntari. Mai era unul pe la voluntar, de ținea echipa aia pentru Fisu, unul, Leasă, la fel, care l-a dus și pe, mai dădea bani pe la Rapid, că era sărăcie, divizia a treia, a doua, mai dădea un microbuz, mai dădea 100 de litri de motorină și era Fisu pe acolo, păi unde a mai jucat? Mamă, jucător de bază la Fece Vol, păi dacă era echipa lui Pandele și a lui Taxu, normal că era ăla jucător de bază. Ce naiba? Foarte bine. Jos pălăria. Pentru își doresc să ajungă copiii. Dar bă, măcar pe Silent. Pe Silent, că nu judecă nimeni, nu, repet. Orice părinte, bă, obiectivul lui în viață e să-și vadă copilul bine, nu unul dintre obiective. Să fie bine, să fie sănătos, să fie promovat, să fie... Dar nu așa că să-i las... Hai că ăia sunt proști, nu știu. Păi, stai bă că nu toți sunt proști. Nu chiar toți sunt proști. Mai sunt și care sunt deștepți. Sau nu sunt deștepți. Care vă lucruri, că nu trebuie să fii deștept. Trebuie să ai câteva informații și să vezi lucrurile așa cum sunt. Atâta tot. Bravo lui, Doamne ajută să se ducă la, s-a semnat la voluntari, atât nepotul oracolul de la Bălăcești, că a încercat oracolul de la Bălăcești, a încercat și cu Bogdan, cu Păla Steaua. Am vorbit cu Bogdan aici pe canal, cu Bogdan Dragomir, e băiatul lui Neamitică. Și a încercat, la un moment dat Bogdan s-a oprit, că n-a mai vrut el să continue probabil și uite, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din București. Și face lucruri de calitate. Și un băiat cu școală, un băiat educat, un băiat super, deștept, deștept pe business, pe, bă, să-i trăiască copiii, să fie sănătos. Sănătos. Și spunea că fiul e preocupat, bă, ok, că se duce, că îi place, că, da, da. Poate bunicul își dorește mai mult decât Bogdan. Poate, zic și eu, da, îl tot duce pe peste tot așa. Că ei vor din... Așa, din prima, hâți acolo. Doamne ajută atât al lui Dragomir, cât și băiatul fostului capitan de la Barcelona. Bă, să ajungă cei mai buni fotbaliști din România și cei mai buni, printre cei mai buni 20 din istoria României. Că ne mândrim și noi cu ei, că suntem români, nu? Ia uite, bă, ăla. Dar, până atunci, nu ne mai spuneți că sunt genii, că sunt... Faceți liniște exact cât e competiția și hai că poate îl mai bagă, după aceea iar gălăgie, iar nu mai sunt aia bun la federație. Nu mă cer cu Hagi, dar Hagi a zis că e geniu, dar iau de la Hagi și așa mai departe. Adică sunt lucruri care, bă, nu știu cât, cred că mai mult rău fac copiilor ăstora decât bine, dar Doamne ajută ei să devină mai bun decât tații lor,
decât cumnații, decât unchii, decât prietenii și așa mai departe. Și că un lucru foarte, foarte important, educația sportivă o au. O au la cote înalte, pentru că, bă, doar să stai în preajma lui Gică Popescu, ăla care juca pe la Barcelona, e deja o mare realizare, adică e unul dintre capitanii Barcelonei. Ce să te întâlnești cu Hagi la masă, în vacanță, nu știu unde, iar, bă, să-l vezi pe Figo, să vezi pe nu știu cine, să, bă, e, ce naiba, e aproape maxim. Dar până la un punct, că la un moment dat nu mai ești în teren, nici cu Hagi, nici cu Figo, nici cu Zidane, nici cu nu știu cine, ești tu și trebuie să te faci tu. Și atunci intervine problema. Aia zic că ne tot batem în piept atâta cu, și cu selecționeri ăștia care toți să dau corect și pe mine nu mă influențează nimeni și pe mine nu mă, domne, eu sunt selecția. Păi selecția în baza la ce selecție pentru campionatul european? Păi stai bă că erau jucători la divizia C la seniori, la divizia B la seniori, la divizia A la seniori, care nici n-au venit, nici măcar la mișto. Nu i-ați luat în bătaie de joc la niște trialuri de-alea care le faceți pentru deconturi și pentru șprițuri și pentru diurne, să-i luați la mișto în bătaie de joc, să zici, domne, a fost la trial și nu e ce trebuie. Că nici ați făcut-o pe față, așa. Că nu, să nu spuneți mie că un jucător care se antrenează cu echipa mare, indiferent a cărui club, se antrenează, repet, e mai indicat să fie selecționat decât unul care joacă la divizia B meci de meci, chiar dacă îl cheamă Vasile Vasilică. Hai să fim serioși. Așa că numai că l-am auzit și pe selecționerul care în 40 de ani a calificat două naționale, una în 1914 și una în 2020. Păi ok, dar bă, ce te-a ținut în funcție de 1900 toamnă până în 2020 când i-ai prins pe ăștia și ai calificat? Adică care au fost rezultatele tale? A, că ai fost ascultător și indiferent s-a schimbat, nu s-a schimbat conducerea, ai fost acolo, băia bun. Păi hai să ne mai, că vedem și cu antrenoriști. Cam atât, așteptăm mâine să vorbim despre echipele românești, vom intra în direct mâine că na, e zi importantă pentru fotbalul românesc și să vedem. Sunt curios să văd Champions League în seara asta, că joacă echipa care a câștigat campionatul în Israel contra Stelei Roșii din Belgrad, și ca să ne facem o idee, așa să vedem că Berșeva i-a bătut pe ea și în cupă și în supercupă. Deci e de văzut, nu? Ca să ne facem o idee înainte de meci. Am văzut că spune și Rădoi că are foarte multe informații despre Berșeva. Am văzut că patronul de la Steaua zice continuă investițiile, îl dă afară pe Bugema ăla și caută și încă un fundaș central și atacant. A zis că face și vrea să-și construiască stadion dacă se mai califică în Champions League la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, că Steaua poate să umple și un stadion de 100.000 de locuri. Și să vedem ce să mai fac, ce transfer. A, și apropo de copii, ați văzut că un alt atacant, un copil de fost atacant și el, ajunge la Craiova lui Mititelu, băiatul lui Ionel Ganea, după ce pleacă de la Faru Constanța, unde în nu știu câte zeci de meciuri marchează 2-3 goluri, se duce la Pitești, unde în 13-14 meciuri parcă marchează un gol, îl dă afară ea de la Pitești, îi reziliază contractul, cu toate că mai avea contract până în vară, și îl duce tăticul la Universitatea Craiova lui Mititelu. Și unde nu va juca niciodată, dar niciodată, absolut niciodată, în fața lui Compagnio. Niciodată nu va juca, adică și Șchiop, dacă va fi Compagnio ăla, e de multe, multe ori mai fotbalist decât tânărul Ganea, a ajuns și el la 21 pic de ani. Dar Doamne ajută să-i calce pe urme tatălui, să
de câte ori intră să dea cât un gol, două, să devină titular, într-un an să dea 15-20 de goluri și să plece în străinătate, să ajungă și la echipa națională, cum a fost tatălui, om de bază. În rest, să fiți sănătoși, rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne vor duce tăticii și pe noi undeva. V-am pupat, toate cele bune!